Părinte, noi am stat de vorbă cu copiii de la grădinița numărul 4. Așa. Și ei ne-au spus cum înțeleg ei Paștele. Așa. Despre ce vorbesc copiii, am vrea să ne spuneți dumneavoastră, să vedem dacă o să biciți. Eu cu tăticul am privit un film cu Iisus Hristos și am văzut cum El ducea crucea. I-a pus ținte pe mâini și pe picioare și au ridicat crucea. Iisus Hristos i-a curs sângele și atunci oliul s-a făcut roșii. Când Iisus Hristos a trezit, s-a dus să ajute oamenii. Paștele înseamnă că a înviat Hristos. El acum este în cerul și ne privește. O sărbătoare foarte frumoasă. Mai ciocnim și niște ou. Ne spălăm cu ou alb ca să fim mai lucioși, dar cu roșu ca să fim mai rumeni. Eu de Paște îmi invit prietenii acasă, vopsesc ouăle cu mama. De Paște eu mă duc la biserică. Eu am un an care este preot și stropește cu apă sfințită. Da, deci despre Paște vorbesc, cred. Dar vedeți că înțelegerea fiecărui copil este, de fapt, sinceră și este după inima lor, după așteptarea lor. Pregătiți de... Eu, de exemplu, vă spun că aspectul Paștelui întotdeauna era mirosul de ceară, mirosul de tămâie și apoi cozonacul. Ei, și numai decât de acum celelalte, dar restul erau cam aspectul principal pentru că era strâns legat de biserică. Da, acum și o să vedem cum copiii înțeleg altceva și vreau să ghiciți despre ce vorbesc ei. Un spirit care iese de undeva, așa un fel de fantomioară, care ori îți face rău, ori îți face bine. Dumnezeu ne iubește pe noi pentru că noi suntem oameni buni. Și în fiecare noapte El ne trimite cu un îngeraș ca să ne păzească. Bravo! Da, deci vorbesc despre... Și nu numai, despre îngerul păzitor. Da, despre Duh. Despre Hristos, despre Dumnezeu, care El închipă în felul în care El închipă. Înseamnă să fii fericit, să dăruiești diferite cadouri oamenilor, să fii bună la inimă. Când dăruiești flori, când iubești foarte mult pe cineva. Când l-a ajuns pe un prieten, te împarți cu dânsul, ajuți când are probleme. Când ai fluturași în burtică sau când îți place când cineva te dezmiarde, îți face plăcere. Eu mă iubesc pe cineva, dar numai că altcineva, că mă iubește pe altcineva, dar numai că alții sunt care mă iubesc, dar eu nu știu care sunt. Extraordinar. Vorbesc despre ce, părinte? Astea sunt ursuri, astea sunt lucruri, vorbe sfinte care trebuie să fie. El iubește pe altcineva, de acela cu cineva. Pe altcineva, deci vorbesc despre dragoste. Dragostea. Când faci ceva rău și... te simți trist. Să bată pe cineva, să împingă, să nu oferi loc. Când nu aperi pe mama ta, când ești foarte rău și când nu aperi pe sora ta. Cred că vrei să fie apărată. Da, da, eu vorbesc despre păcat. Păcatul, da. Despre păcat. Ce ar fi păcatul, da. Și acum am țin minte când o fetiță avea 4 ani jumate și mă roagă bunica, părinte, te rog să o spovedești, că zice, vrei și să fii sfos, că toată lumea trece la spovedanie, zic, păi de nu are, părinte, spovedești-o și mă tale. Și vine și o întreb, cum te cheamă pe tine, cum te numești? E taci. Hai spune-mi, te rog, cum te numești, mă șede leac, să uit la mine, dar tu ghișești. Dar tu ghișești. Așa, da. Eu zic, da, nu-ți pot ghiși, că zic, eu să uite la mine, zbătrân, de acum nu mai am și zic, dar tu înșearcă. Așa, da. Zic, spun bunică, zic, eu te rog de aici, păcătoasă și e. Pentru că, știți, e vorba, deloc nu e vorba de păcat. Copiii până la 7 ani în genere, nu punem cifra exactă 7, pentru că unii de acum, de la 5 ani, pot fi șireți. Dar și replicul de acum este vorba de, putem spune, de împărtășanie de păcat, pentru că
Ce înseamnă fișeretă? Înseamnă totuși a vrea să dobândești ce știi că nu se poate, dar tu totuși... Prin șiretlicuri. Prin șiretlicuri, prin nu știu ce dată prima, de ce întrebăm noi pe copii, clar că dacă ei sunt ascultători. Mai iau un mesaj pentru dumneavoastră în ziua astăzi. De felicitare. Părintele Pavel, la noi în fiecare an împodobim pomul de Paști. Mulțumim! Da. Păi aștept la biserică să le dau măcar câte o ciocolată și eu, câte un miel de ciocolată. La noi se dă miei de, să fac, știți că se coc de gospodine, să fac sub formă chiar din aluatul de cozonac, să coc miei și să pun pe masa de sărbătoare, mielul de Paști și din aluat, adică din făcut din făină.